Președintele PNL Caraș-Severin, senatorul Ion Marcel Vela, anunță încă o promisiune îndeplinită și anume gaz în Caraș-Severin. Așa cum am promis, a fost semnat de miniștrii PNL, de la Ministerul Dezvoltării și de la Ministerul Energiei, Ordinul Comun pentru Investiții în Rețelele de Gaz din Caraș-Severin, derulate în cadrul programului Angel Salini, se arată pe pagina de Facebook PNL Caraș-Severin.